Bun găsit! A economisi este o calitate din ce în ce mai puțin întâlnită în rândul generațiilor tinere. Dacă părinții și bunicii noștri sunt experți în așa ceva, putem spune că noi suntem, fără să exagerăm, niște risipitori. Cumpărăm mai mult decât putem consuma și aruncăm în medie mai bine de 20% dintre alimente. Tocmai de aceea, Anca Lungu a alcătuit o listă cu 5 sfaturi care ne ajută să facem economie în bucătărie. Bun găsit la mine în bucătărie, care, întâmplător sau nu, rimează cu economie. Da, se poate face economie în bucătărie și încă ce economie? Din lucruri mărunte putem economisi bani. Vă demonstrez astăzi cât de simplu putem câștiga bani gătind la noi acasă. Economia în bucătărie începe încă de la cumpărături. Și cel mai important sfat ar fi să nu plecați niciodată la cumpărături fără o listă, o listă foarte precisă pe care să o urmați cu strictețe. De asemenea, nu cumpărați niciodată cantități mai mari decât cele necesare, cel puțin nu în cazul alimentelor ușor perisabile. Și tot la cumpărături este bine să ne amintim în ce anotimp ne aflăm. Să cumpărăm întotdeauna numai fructe și legume de sezon, pentru că sunt mai ieftine, dar și mai gustoase. Odată ajunși în bucătărie, trebuie să vă amintiți că economia se face din lucruri mărunte. Așadar, în timp ce plângeți, tăind o ceapă, trebuie să vă amintiți că nimic nu se aruncă în bucătărie, totul se transformă. Tocăm ceapa pentru o tocăniță și ne gândim la faptul că această bucată nu o vom arunca niciodată. O punem deoparte, într-o punguță și o păstrăm pentru o ciorbă delicioasă. La fel puteți proceda și cu alte alimente. Pâinea uscată se transformă în pesmet, iar resturile unui pește filetat într-o bază perfectă pentru o ciorbă de pește. Sfatul meu preferat, atunci când vine vorba de economie în bucătărie, este acela de a-ți pune cămara la cale. Murături, dulceață, compoturi, zacuscă, orice este binevenit, e mai ieftin, mai gustos și mai sănătos decât de la supermarket. Atitudinea ecologică este foarte importantă în bucătărie. De exemplu, voi opri apa cât timp voi spăla cu spumă vasele și nu este singurul lucru ecologic pe care îl puteți face în bucătărie. Selectarea deșeurilor este la fel de importantă. Reciclând peturi sau doze de aluminiu, puteți câștiga bani destul de frumoși, sub formă de vouchere, care înseamnă reducere la cumpărături.